Salut! Bine ai venit pe canalul meu de YouTube! Astăzi vă voi prezenta o cărticică în engleză, Dear Zoo, de Rod Campbell. Pe parcursul videoului vă voi arăta interiorul cărții, voi exemplifica cum o citesc eu pentru bebelina mea Eva, de 15 luni, astfel încât să-i captez atenția și cum am încercat să implic cărticica în joaca noastră. Dear Zoo este una dintre cărțile clasice ale copilăriei la nivel internațional. De mai bine de 30 de ani, se tot reeditează cu un succes fulminant. Am descoperit-o și noi de curând, iar Eva este super încântată de ea. Cartea este aerisită, cu desene simple și clare care reprezintă bine realitatea. Clapetele în formă de cutii în care se ascund animalele de la zoo țin copiii implicați în citirea cărții și oferă cititorului ocazia de a introduce copilului culorile sau chiar opusurile. O cutie mică, o cutie mare. De asemenea, fiind vorba de animale, puteți exemplifica sunetele lor. Sau chiar puteți introduce și figurine cu animale de pluș sau plastic pentru o experiență completă. Nu vă sfiiți să vă mai muțăriți sau să interpretați într-un mod exagerat anumite elemente din carte. Astea sunt cele mai frumoase experiențe pentru copiii noștri și veți vedea că vor fi interesați din ce în ce mai mult de cărți. Eu am început experiența cărții Dear Zoo cu această carte, Animalele vorbitoare, în care am ascultat sunetele scoase de animalele prezente în cărticica Dear Zoo și am încercat să le reproduc, iar Eva încerca și ea să mă imite. Apoi am pregătit figurinele animalelor care apar în carte. Nu am găsit încă una pentru Camila, dar îmi iese de minune sunetul ei. La fel și Evei. Ea o imită toată ziua. Haideți să începem povestea. I wrote to the zoo to send me a pet. They sent me an... Let's see what's in the yellow box. Let's open the box. There's an elephant. Wow. Ah! But he was too big, so I sent him back. So they sent me a... Let's see what's in the green box. Let's open the box. There's a giraffe with its long neck. Wow. Let's close the box. He was too tall. So I sent him back. So they sent me a... Let's see what's in the red box. Let's open the box. Wow, there's a lion. Wow. Let's close the box. He was too fierce, so I sent him back. So they sent me a... Let's see what's in the blue box. Let's open the box. There's a camel. Wow. Let's close the box. He was too grumpy, so I sent him back. So they sent me a... Let's see what's in the basket. Ah, there's a snake. Let's close the basket. He was too scary, so I sent him back. So they sent me a... What's in the yellow box? Let's open the box. Wow, there's a monkey. Oh, ah, 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 ah. Eating a banana. Yum, 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 yum. Wow, but he was too naughty, so I sent him back. So they sent me a... Let's see what's in the pink box. Let's open the box. There's a frog. Wow. Quack, 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 quack. Let's close the box.
He was too jumpy. So I sent him back. So they thought very hard and sent me up. Let's see what's inside this box. There's a puppy. That's a dog. Wow. Hum, 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 hum. He was perfect. So I kept him. Mai am pentru voi trei idei simple de a implica cartea în joaca de zi cu zi. Prima propunere este un coș senzorial, în care i-am pregătit Evei toate elementele pe care le aveam prin casă și se regăsesc și în carte. În activitatea asta vă puteți implica și voi, povestindu-i copilului despre animalele care apar în carte, sau puteți doar să îi observați cum interacționează cu jucăriile. A doua propunere este de a pregăti un coș cu animale de plastic, lemn sau pluș pe care să le asocieze cu imaginile din carte. În loc de figurine, pot fi folosite și cărțile de joc de la editura Gamma sau orice alte imagini cu animalele din carte. Cea de-a treia propunere este de a pregăti cutiuțe colorate în care puteți ascunde figurinele cu animale, așa cum este prezentat în carte. În funcție de tipul de cutie, cu capac sau cu încuietoare, va fi o mică provocare pentru copil să deschidă cutiuțele. Deci, o oportunitate foarte bună de a lucra la motricitatea fină. Bineînțeles, activitatea poate fi ghidată de părinte și puteți spune lucruri de genul: wow, oare unde-o fi leul? În română sau în engleză: wow, where is the lion? Can you help me find the lion? Sau: can you help me open the box? Wow, there's the lion! Rawr! Sau puteți doar să ascundeți animăluțele în cutii, iar copiii sigur vor fi intrigați să afle ce este înăuntru. Copiii adoră joacă, iar dacă reușim să transformăm lucrurile serioase în joacă, le deschidem oportunități uimitoare de învățare rapidă. Dacă ți-a plăcut acest video, dă-ne un like și un share pentru ca mesajul să ajungă la mai multă lume. Nu uita să dai subscribe acestui canal pentru a nu pierde niciun video nou. Dacă vrei să afli ceva anume despre viața cu un bebe și un câine, lasă-mi întrebarea ta într-un comentariu și poate voi face un video despre asta. Ne poți urmări zilnic pe Facebook și Instagram, unde punem poze și videoclipuri din viața noastră cu bebe Eva și cățelul nostru Mia. Am pus link-uri în descrierea videoului. Până data viitoare, bye bye!